Bună ziua, dragă comisie! Vă prezint proiectul planului de dezvoltare strategică al Institutului Public Școală Profesională din Orhei pentru perioada 2024-2029. Este realizată de candidata la funcție de director adjunct pentru instruirea practică în producție, Herea Inga, profesoară de limba și literatură română, grad didactic 2. Acesta cuprinde și aș putea începe cu un motto specific pentru instituția noastră, expus de Albert Einstein, care menționa: școala trebuie să urmărească tot timpul ca tânărul să părăsească băncile ei, nu doar ca specialist, dar și cu o personalitate armonioasă, ceea ce tindem să facem și noi în cadrul instituției noastre. Proiectul realizat de mine cuprinde următoarele compartimente: argumentul, contextul general, prezentarea școlii, misiunea și viziunea școlii, principii și valori, grupul țintă, analiza PESTE, analiza SWOT, probleme prioritare, obiective strategice, etapele de realizare a planului, planul de activități propriu-zis, monitorizare și evaluarea implementării acestui plan și dispoziții finale. Educația reprezintă o prioritate națională în Republica Moldova. Ea constituie factor de bază în crearea și transmiterea de noi cunoștințe și valori culturale general umane. Astfel, Strategia Națională de Dezvoltare Moldova 2020 a fost organizată în baza a trei piloni: acces, relevanță și calitate. Planul dat se realizează pe un termen de 5 ani mediu și în cadrul acesta se țin cont de următorii factori: scăderea numărului de elevi ca urmare a scăderii natalității, evoluția economică a zonei în care este situația școala noastră, mobilitatea și cerințele profesionale a pieței muncii, competiția care este tot mai accentuată între instituțiile profesionale tehnice secundare și schimbările educaționale și manageriale generate de reformele educaționale. În contextul general, am ținut să menționez toate documentele regulatorii care vizează nemijlocit învățământul profesional tehnic. În elaborarea proiectului am ținut cont de mai multe principii care duc la corectitudinea realizării acestuia. Un alt punct din planul realizat face referință la date generale despre instituția noastră, începând cu denumirea Instituției Publică Școala Profesională din Orhei, anul înființării 1949, ultima reorganizare fiind realizată în 2012, adresa, număr de telefon, poșta electronică, cât și pagina web a instituției. În scurt istoric, este menționată decursul instituției începând cu anul 1949, în care statutul școlii a fost școala de mecanizare a gospodării sătești din orașul Orhei, după care aceasta a fost reorganizată în anul 1960 în școala de construcții numărul 6 din Orhei. În anul 1963 a fost reorganizată în școala tehnico-profesională numărul 12. În 1995 a fost reorganizată în școala profesională polivalentă din Orhei. În anul 2003 a fost reorganizată în instituții de învățământ școală profesională orașul Orhei și din 2021 suntem instituție publică școala profesională din Orhei. Dacă să facem referință la profilul actual al școlii, atunci instituția noastră, ca parte componentă a sistemului național de învățământ, oferă programe de formare profesională, învățământ profesional tehnic în mai multe meserii, astfel școala pregătește specialiști la următoarele meserii. Meseriile în învățământ clasic pentru 2 ani de zile, perioada mecanic auto, tencuitor și selvicultor, meseriile conexe care cuprind meseria mașinist la automacara, mașinist la autopompe de beton și mașinist la buldozere, mașinist la autogreder, perioada de studii 3 ani de zile și învățământul dual pentru meseriile custoreasă în industria confecțiilor, electromontor, utilaje de dispecerat și teleautomatică și strungar multiprofil. Avem și câteva secvențe din perioada desfășurării practicii în producție la fiecare meserie. O componentă de bază care definește și completează factorul uman în procesul educațional alături de cadrele didactice și de echipa managerială sunt elevii. Dacă este să analizăm efectiv de elevi pentru perioada 2019-2023, atunci observăm, din păcate, că acesta este în descreștere. Dacă pentru anii 2019-2020 elevii prindeau un număr de 426, pentru 2020-2021 417, 2021-2022 426, 2022-2023 275 de ele și 2023-2024 286 de elevi. Dacă îi să analizăm rezultatele admiteri pentru această perioadă, atunci observăm că numărul de elevi care s-au
au fost înmatriculați în cadrul instituției nu diferă mult de numărul de cereri depuse, adică majoritatea elevilor care au venit la noi instituții și au depus cerere, au rămas și continuă studiile la noi în instituție. E proporțional cu numărul de cereri depuse și cu elevi care își fac studiile, sunt și numărul de absolvenți pentru acești ani de studii, din păcate și acesta este în descreștere, începând cu 234 de elevi, 2019-2020, 185 de elevi, 2020-2021, 199 de elevi, 2021 și 2022, și în anul 2023 au fost absolvenți 130 de elevi. Pe parcursul perioadei de activare în instituții, analizând această situație, am constatat o micșorare a numărului de elevi înmatriculați. Cele mai solicitate meserii la care au fost realizați concurs au fost meseria mecanic auto și electromotor, utilaje de dispecerat și teleautomatică. Dacă să facem referință la indicatorul extern al calității, pregătirii profesionale a absolvenților nemijlocit, face referință la gradul de angajare în câmpul munții. Însă, din păcate, acest indicator depinde de mai mulți factori, precum ar fi micșorarea numărului de elevi, plecarea acestora peste hotare, concediul de îngrijire a copilului în cazul, angajarea în alt domeniu, serviciu militar sau nivelul de dezvoltare economică în general a țării. Un alt element important în procesul educațional sunt personalul didactic. Calitatea serviciilor educaționale depinde în mare măsură de profesionalismul cadrelor manageriale, didactice și auxiliare. Dacă îi facem referință la acestea, atunci atestăm că corpul didactic din instituția noastră în perioada 2023-2024 este format din 11% echipa managerială, 40% maestri instructori, profesori de cultură generală 31%, profesori de specialitate 9%, pedagogi sociali 6% și bibliotecară doar 3%. Dintre care 21 de cadri didactici dețin studii superioare, 10 cadri didactici dețin studii medii de specialitate și studii profesionale, 4 cadri didactici. Dintre care au grade didactici, după cum urmează, 21 cadri didactici fără grad didactic, gradul didactic 2, 12 cadri didactici și 2 cadri didactici dețin gradul didactic 1. Făcând referință la vechimea în munca a angajaților din instituție, observăm că prevalează angajații cu o perioadă de la 0 până la 3 ani, 39% și 37% angajații care activează în instituții de la 8 până la 13 ani. Dacă îi să facem referință la organigrama instituției, aceasta cuprinde toate subdiviziunile, începând de la director, director ajung și finisând cu cadrele auxiliare și nemijlocit celelalte aspecte ce țin de părinți, elevi și agenții economici. Dacă ne referim la un alt element important în cadrul instruirii, baza tehnic-materială, atunci școala profesională din Orhei, menționăm că este amplasată pe o suprafață de 7 hectare, dispune de 3 blocuri de studii, o cantină, sala de sport, bibliotecă, 2 cămine pentru elevi, depozite, teren sportiv, parc de mașini și de tractoare, poligoane pentru a fi desfășurată lecțiile practice, punct medical. Astfel, activitatea școlii se desfășoară în cabinet pentru de specialitate, avem 10 cabinet pentru tehnologie specială și unul pentru informatică, cabinete pentru cultură generală pentru toate disciplinele și în ateliere și laboratoare pentru desfășurarea lecțiilor practice la toate meseriile. Resursele informaționale fac referință la fondul de bibliotecă, care este mediu, cuprinde literatura artistică, literatura metodică, manuale și alte cărți. Anual, școala tinde să perfecteze toate abonamentele la diverse ediții. Sunt completate acestea prin parteneriate, donații, chiar și achiziții de către instituții. Pe pagina web a școlii este accesibilă și biblioteca online. De asemenea, pentru formare profesională, instituția deține și calculatoare, imprimante, table interactive, proiectoare, televizoare, manuale de discipline de cultură generală, de discipline de specialitate și de presă periodică. Un alt aspect ce ține de activitatea instituției reprezintă resursele financiare ale școlii. Acestea sunt anual planificate, discutate și aprobate în cadrul ședinților Consiliului de Administrație. Se regăsesc toate în planul de achiziții și nemijlocit pot fi adaptate la nevoile și cerințele actuale.
resursele financiare date se constituie din venituri din extra buget, bugetul de stat și nemijlocit acele donații și sponsorizări. Dacă e să facem referință la bugetul de stat, observăm că, ținând cont de economia de piață, acesta este în creștere, ceea ce influențează și la veniturile finale. Un alt element important pentru activarea instituției noastre sunt colaborările și parteneriatele, care o bună parte fac referință la învățământul dual, dintre care avem colaborări cu întreprinderea Staua Reț, Bărnețe, ASPA, Andriu Sursan, Prof. Maestru Studio, Autotech Reparații, Artehmet. De asemenea, avem colaborări începând cu proiectul cu Zanone. Colaborând cu ambasada Japoniei, am reușit să realizăm reparația capitală a blocului de studii. A fost schimbat acoperișul, geamurile, termoizolată fațada și aplicat tempuieli decorative. De asemenea, a fost realizat un proiect de colaborare cu Mișcarea Ecologistă din Moldova, în care elevii de la Meseria Silvicultori au amenajat un parc dendrarium. A fost realizată o colaborare cu compania Pro Umanitate Germane, care a fost asigurați elevii de la meseria tecuitori cu materiale pentru realizarea instruirii practice. De asemenea, instituția a beneficiat de suportul Ministerului Educației și Cercetării pentru a face achiziții în formă de mijloace TIC, specifice pentru instruirea la învățământul dual în mare parte și pentru realizarea reparației capitale a blocului administrativ, ceea ce a îmbunătățit aspectul exterior al instituției. Misiunea instituției noastre, astfel încât suntem o instituție de învățământ tehnic, se asigură un învățământ performant care se axează pe profesionalism, responsabilitate, în vederea pregătirii muncitorilor calificați, viitori cetățeni activi, competitivi pe piața muncii și capabili de a se adapta și integra într-o societate bazată pe valorificarea spiritului antreprenorial. Misiunea noastră este ca să asigurăm un proces instructiv educativ de calitate, printr-un climat intern stimulativ atât pentru elevi cât și pentru profesori, sensibili la nevoile locale, dar și regionale, și am enumerat câteva dintre funcțiile pe care le deține instituția publică Școala Profesională din Orhei. Procesul educativ promovat de instituție are ca scop formarea centrată pe elevi, abordarea interdisciplinară, utilizarea metodelor interactive, precum și evaluarea competențelor pentru atingerea unor performanțe superioare prin diversificarea graduală a ofertei curriculare, conform profilurilor, specializărilor și multiplicarea posibilităților elevilor de a face o alegere, dotarea cu mijloace de învățământ și material didactic specifice activităților de instruire și de educație, sporirea resurselor financiare necesare proiectelor de dezvoltare instituțională, adică fonduri care sunt alocate de Ministerul Educației, venituri extrabugetare și parteneriate. Dacă facem referită la grupul țintă, atunci dintre aceștia fac parte comunitatea locală, autoritatea publică locală și agenții economici, părinții, elevii și nemijlocit cadrul didactic care sunt implicate în procesul instructiv educativ. Analizând contextul politic, economic, social, tehnologic și ecologic, putem menționa. Din punct de vedere politic, învățământul profesional se află într-un continuu proces de reînnoire, impus de schimbările din societate și de necesitatea racordării la standardele europene. Atunci, acesta atestă investiții externe în dezvoltarea învățământului profesional, politici educaționale în scopul elaborării curriculumului a planului de învățământ, șanse egale pentru toți candidați la admitere și admitere nemijlocit, oportunități pentru anumite categorii, lipsa unei legislații motivante pentru agenții economici în vederea organizării învățământului dual și a practicii în producție, programe sociale insuficiente pentru elevii, burse, alimentații, indemnizații pentru elevii orfani, lipsa corelației între sistemul de învățământ profesional și autoritățile publice locale, lipsa curriculumului la unele discipline, a suporturilor didactice și metodice. Analizând contextul economic, putem menționa că la moment situația economică din Republica Moldova este destul de precară, ceea ce nu favorizează dezvoltarea învățământului profesional tehnic. Elevii provin în mare parte de familii sociale vulnerabile, care nu pot acoperi cheltuielile pentru educație și instruire. Orientarea profesională uneori este incorrectă, migrația forței de muncă, deși cererea locuri de muncă depășește oferta din cauza că salariile sunt mici, astfel școlile profesionale nu sunt foarte solicitate, baza tehnic-materială instituției destul de precară, fondul de carte biblioteci care necesită reînnoire, participarea însă în diverse proiecte în scopul atragerii investițiilor financiare, finanțelor extra-buget, prin aplicarea la diferite proiecte este posibilă, creșterea bugetului instituției prin prestare de servicii educaționale contraplată,
cu toate că legislația financiară ar permite atragerea de surse extrabugetare la nivelul unităților de învățământ, interesul însă agenților economici în acordarea de sponsorizări sau de donații pentru școli este scăzut. Elevii sunt puțin implicați și slab remunerați pentru serviciu în cadrul practicii în producție de către agentul economic. Agenții economici sunt mai puțin receptivi la nevoile școlii, îndeosebi în asigurarea cu locuri pentru desfășurarea practicii în producții a elevilor cu CES, cât și ulterior angajarea acestora. Făcând referință la contextul social, putem menționa că majoritatea elevilor provin de familii incomplete, social vulnerabile sau cu părinți plecați peste hotare. Imigrarea populației are ca efect scăderea numărului de elevi. Implicarea scăzută a părinților influențează calitatea procesului instructiv educativ. Grija lor principală accentul mai mult pe asigurarea materială. Orientarea profesională a elevilor din gimnaziu și licee spre centru și de excelență, colegii și universități, prioritar instituțiilor de învățământ profesional tehnic. Posibilități reduse de angajare a absolvenților, promovarea învățământului profesional tehnic în mijloacele mass media și asigurarea tuturor elevilor cu cămin și alimentație de către instituții. Contextul tehnologic face referință la faptul că o bună parte din cadrele didactice posedă competențe digitale. Școala dispune de două săli de calculatoare conectate la internet, inclusiv biblioteca și căminul instituției. Diferența dintre utilajele instituției și utilajele de care dispune agentul economic, introducerea registrului electronic care va facilita munca cadrelor didactice, oferind următoarele oportunități: transparență, precizie, accesibilitate și date pentru persoanele cointeresate. Un interes scăzut a unor cadre didactice pentru implicarea TIC în procesul educațional. Și tehnologia, de asemenea, este și sursă de distragere a elevilor în cadrul activităților mai importante, adică nu se implică atât de mult în studiu individual sau la ore. Dacă analizăm contextul ecologic, putem menționa că instituția noastră este situată într-o zonă ecologică cu unități industriale poluante, dirigenții reușesc să organizeze ore educative cu tematică de dezvoltare atitudini pozitive, de protecția mediului ambient, reutilizarea obiectelor reciclabile. Elevii de la meseria silvicultor au plantat arbori, flori în scopul amenajării parcul școlii. Teritoriul instituției este amenajat cu clumbe, flori, elemente de decor și săptămânal se organizează și zi sanitar. Realizând analiza SWOT, menționând punctele tari, punctele slabe, oportunitățile și riscul pentru fiecare compartiment, menționăm pentru procesul educațional ca puncte tari prezența planului de învățământ care prevăd instruirea modulară la toate meseriile, cunoașterea și aplicarea documentelor de politică educațională de către angajații instituției, existența și funcționalitatea strategiei pentru prevenirea absenteismului și abandonului școlar, consolidarea relației dintre profesorii elevi prin activitatea Consiliului Elevilor, activități extrașcolare care oferă câmp larg pentru socializare și dezvoltare personală a elevilor. Accesul la internet în cadrul procesului instructiv educativ este asigurat în toate cabinetele și majoritatea cadrelor didactice dețin și echipament TIC. Dintre punctele slabe, atestăm realizarea parțială planului de înmatriculare, un număr redus de manuale de specialitate, literatură metodică, materiale, dotarea insuficientă sau de slabă calitate cu echipament pentru instruirea practică la unei meserii, lipsa curriculumului modernizat, o bună parte din corpul didactic nu aplică sau aplică parțial tehnologii educaționale centrate pe elevi. Doar unele cadre didactice aplică corect și eficient tehnologii moderne la ore. Dintre oportunități avem ajustarea cadrului național a calificărilor la cerințele pieței și la standardele ocupaționale, accesul la suportul curricular și a programelor de formare din partea Ministerului Educației și Cercetării și a centrelor de excelență de intrare, susținerea și promovarea învățământului dual la nivel național, organizarea la nivel zonal republican a diverselor concursuri specifice pentru meserii, posibilitatea creșterii profesionale a cadrelor didactice prin participarea la diverse formări și proiecte educaționale și ca riscuri atestăm situația demografică care duce la scăderea numărului de elevi, părinți plecați peste hotare care nu se implică direct în educația copiilor, lipsa suportelor curriculare, un procent mare de elevi înmatriculați demonstrează un nivel scăzut la pregătirea generală, ceea ce influențează și parcurgerea programelor de instruire profesională. Referință la resursele umane ca puncte tari, atestăm faptul că practic toți profesori de cultură generală au studii superioare, majoritatea cadrelor didactice dețin grade didactice, au realizat cursuri de formare continuă, practic toate cadrele didactice au fost instruite la modul psihopedagogic,
promovarea profesionalismului cadrului didactic prin organizarea diferitor seminare, traininguri la nivel inter, promovarea învățării centrate pe elevi prin participarea cadrului didactic și la elaborarea curriculumului modernizat și la elaborarea testelor pentru examenele de calificare. Maștri instructori dețin competențe necesare aplicării ghidurilor de performanță pentru ore de instruire practică, relații interpersonale benefice pentru crearea unui climat educațional deschis. Ca puncte slabe atestăm faptul că cadrele didactice au o bună parte vârstă înaintată, o motivație insuficientă a cadrelor didactice pentru dezvoltare profesională, având în vedere condițiile de remunerare, o insuficiență de cunoaștere a tehnologiilor moderne de către cadrele didactice. Resursele materiale și financiare atestă faptul că nu identificăm toate echipamentele tip pentru toate sălile de curs. Elevii sunt cazați în instituție, sunt alimentați, în cămin sunt create condiții de trai bune, toți elevii sunt alimentați, toate sălile sunt reparate, mobilate parțial cu echipament nou și dispunem de încălzire autonome. Ca puncte slabe, fondul bibliotecii este sărac de manuale, ghiduri, cantina și unii blocuri, sale de stăți necesită reparație, sala sportivă la fel, atelierele sunt dotate insuficient cu utilaj modern la meserii, de asemenea parcul de mașini, tractoare, automacarale, care necesită reînnoire. Nemijlocit pe care referiți la relațiile cu comunitatea, ca puncte tari, avem contracte de colaborare cu agenții economici locali și republicani, parteneri, colaborare cu reprezentanții comunității locale, ședințe generale realizate cu părinții. De asemenea, sunt promovate imaginea școlii pe mijloacele mass media, parteneriate cu instituții care oferă cursuri de formare continuă pentru cadrele didactice. Ca puncte slabe, avem colaborare cu firme și agenții economice în vederea realizării stagiilor de practici și angajare în câmpul muncii, neimplicarea cadrelor în scrierea proiectelor, colaborarea cu agenții în domeniul desfășurării stagiilor de practică, care nu au cadru normativ juridic, în special pentru elevii cu cerințe educaționale speciale. Dintre problemele prioritare ce țin de procesul educațional, realizarea parțială a planului de matriculare, nivelul necorespunzător de pregătire profesională a unor cadre, care nu asigură formare profesională calitativă, cadrele didactice au competențe digitale reduse, motivație scăzută a cadrelor didactice pentru creșterea calificării profesionale și dezvoltare profesională, număr redus de manuale de specialitate, literatură metodică, majoritatea elevilor înmatriculați prezintă un nivel scăzut de pregătire generală, ce ține de baza tehnic-materială este dotată insuficient atelierii din instruire practică cu utilaj, de asemenea cu tehnică, fondul bibliotecii este destul de precar, aspectul blocurilor de studii, cantini și stări lasă de dorit, parteneriatele realizat cu agenții economici la identificare, modificare și evaluarea conținutului teoretic, practic al programelor de formare profesională, multe cadre didactice nu se implică în scrierea proiectelor, de asemenea, insuficiența programelor de orientare profesională și școlară a elevilor. Ca și orice plan, de asemenea, nu poate fi realizat imediat pe deplin, deci sunt preconizate trei etape, etapa pregătire, de transformare și de evaluare. Dintre obiectivele strategice vizate, sunt menționate în acțiunile strategice care cuprind dezvoltarea procesului educațional ca obiectiv strategic, dezvoltarea politicii de diversificare, ofertele educației la cerințele pieței forței de muncă, la aspirațiile elevilor privind propria lor carieră și obiectivele specifice, cum ar fi utilizarea metodelor și tehnicilor centrate pe elev în cadrul orelor de instruire teoretică și practică, utilizarea TIC în cadrul orelor, dezvoltarea aptitudinilor cultural-artistice ale elevilor, dezvoltarea aptitudinilor sportive la elevi, inițierea în protecția și exercitarea drepturilor copiilor, monitorizarea și acordarea consilierii psihologice a elevilor aflați în dificultate și a elevilor cu cerințe educaționale speciale, planificarea și valorificarea eficientă a timpului liber, implicarea elevilor în luarea deciziilor, inițierea și realizarea proiectelor educaționale de către ele. Dacă ținem de aspectul dezvoltarea resurselor umane, ca obiectiv strategic mi-am propus asigurarea procesului educațional cu personal didactic și managerial profesionist, competent, competitiv și implementarea învățământului de calitate prin dezvoltarea resurselor umane, astfel încât majoritatea cadrelor didactice să fie destinatori de grad didactic și să utilizeze eficient în cadrul orelor teoretice și practice în vederea asigurării calității și relevanței serviciilor educaționale. Ca obiectiv specific avem asigurarea creșterii profesionale a colectivului didactic, dezvoltarea competențelor profesionale,
pentru consilierea elevilor în problematica dezvoltării personale ca premisa integrării în spațiu sociopersonal, dezvoltarea competențelor personale din instituții pentru integrarea tehnologiei informației în procesul didactice, ca obiectiv strategic pentru dezvoltarea resurselor financiare și materiale. Am preconizat modernizarea bazei tehnico-materiale pe parcursul anilor 2024-2029 prin renovarea blocurilor de studii, a cantinei, a sălii de festivități, precum și asigurarea sălilor de instruire teoretică și atelierilor de instruire practică, echipamente, materiale didactice, utilaje moderne și suficiente în concordanță cu oferta educațională și standardele de calitate. Ca obiectiv specific, mi-am propus completarea sălilor de studii, atelierilor și biblioteci cu mijloace didactice, consumabile, utilaje conform curriculului, modernizarea și renovarea spațiilor instituției, păstrarea patrimoniului instituției și asigurarea durabilității, asigurarea sănătății și securității elevilor, a salariaților, în dezvoltarea relațiilor de parteneriat și colaborare ca obiectiv strategic, mi-am propus elaborarea și aplicarea unui sistem eficient de promovare a imaginii școlii prin diversificarea formelor de activitate cu partenerii externi, părinți, agenții economici și mediul academic. Ca obiectiv specific, dezvoltarea relațiilor de colaborare cu agenții economici, dezvoltarea relațiilor cu partenerii internaționali, inițierea parteneriatului cu instituții de învățământ național și internațional, inițierea parteneriatului cu agenții economici și alți parteneri sociali, promovarea imaginii instituției și crearea condițiilor de promovare a imaginilor școlii. Monitorizarea și evaluarea implementării acestui plan cuprinde de asemenea mai multe aspecte și dispozițiile finale. În final, îndemnul meu este să redevenim unitate școlară de referință, să tindem să le asigurăm tinerilor o educație de calitate, o dezvoltare intelectuală, socială și profesională adecvată, în vederea adaptării socioeconomice a viitorului cetățeni activ conștienți, prin propria evaluare și competitiv pe piața muncii, locală cât și europeană. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție! Mulțumesc și noi pentru prezentare. Și acum urmează întrebări. Doamna Chiria, mulțumim pentru prezentarea dumneavoastră. Mă văd și eu în emoții că am dat cu dumneavoastră. Spuneți-mi, rog, ați expus foarte bine în plan și ca concluzie. Cum ați motivat dumneavoastră maestrii, instructori, ca să fie un pic mai responsabile în activitatea instituției? În primul rând, cred că am face referință la formarea lor profesională. Astfel aș încerca ca elevii care finisează la noi instituții studiile să-și continue studii în colegii sau universități ca să vină în continuare să ofer servicii de calitate. Astfel va fi o tangență între serviciile oferite și conștientizarea faptului că nivelul de lucru cu elevii este echivalent cu rezultatele pe care le obținem, astfel elevii vor fi mai ușor angajați în câmpul muncii și se vor integra mai ușor în societate, odată ce va fi această legătură. O întrebare de la mine. Ați făcut o analiză la numărul de elevi din 2019 până în 2023. Cum vă gândiți? Care este cauza că a scăzut așa de drastic numărul de elevi în decursul aproape 2 ani, dacă ne uităm așa din prezentare? Una din motive ar fi plecarea acestora peste hotare. De asemenea, este influența demografică, numărul în general mic de elevi. Un alt motiv ar fi faptul că o bună parte dintre elevi optează să meargă la colegii, licei, chiar dacă abilitățile și competențele sunt mai mici, optează și continuă acolo studiile. De asemenea, ar putea fi concurența între instituțiile de învățământ, ținând cont de specialitățile pe care le oferă fiecare instituție. Mulțumesc. Ar mai fi motivul financiar. Părinții nu-și pot permite. Dacă e posibil, din partea de o întrebare. Deci, de câțiva ani buni s-a implementat acest mod de învățământ fără bariere sau educație fără bariere, v-am zis, și anume includerea copiilor cu cerințe educaționale speciale și în instituția noastră. O problemă majoră, ca de exemplu în cadrul grupelor de tecuitori. Atunci când merge vorba ca elevul să meargă la practica în producție sau stagiul de practică în producție, la agentul economic, agenții economică, la rândul lor, motivează faptul că
nu mi-asum așa responsabilitate să iau un copil cu cerințe educaționale speciale în cadrul practicii în producție pe o perioadă de o lună, două, trei, acolo, independent cât durează practica în producție. Care ar fi motivația? Sau cum i-ați motivat dumneavoastră pe agenții economici ca să meargă la acest lucru? Și aș vrea să nu luați în calcul aici învățământul dual. Dar fiind faptul că nu sunt atât de învățământul dual, agenții economici beneficiază de aceste subvenții din partea statului. Și adică, într-o oarecare măsură, ei deja sunt motivați. Dar acești care nu sunt motivați de stat, cum i-am motivat noi ca instituție? La învățământul dual, practic, nu se acceptă înregistrarea elevilor care au careva deficiență și dificultăți, adică elevi cu cerințe educaționale speciale, dar în special pentru această categorie de elevi, încă nu este o politică educațională la nivel de minister care ar facilita sau ar apropia agenții economici ca să fie deschiși în asigurarea cu locuri pentru elevii cu cerințe educaționale speciale, adică nu este niciun document și nu au niște subvenții sau niște favori din partea statului ca ei săriști să-și asume responsabilitatea pentru acești elevi. Odată ce va fi la nivel de politică de stat, implementarea, atunci agenții economici ar avea unele beneficii prin încadrarea acestor elevi și nu doar în timpul practic, dar și după în angajare. Da, mulțumesc. Întrebarea mea, vreau să referi la cadrul didactic. Dacă la obiectul de cultură generală lucrurile un pic sunt mai bune, vedem și știm că la obiectul de cultură special, dar de obiecte speciale, nu sunt suficiente cadre didactice sau sunt cu vârstă mai înaintată. Cum credeți sau ce acțiuni ați face ca să atragem tânăra generație să predea la o instituție, să fie calificate? Am încercat chiar din rândul absolvenților noștri să-i motivăm să-și continue studiile în domeniul în care așa au făcut aici studii la o meserie, la o specialitate, ca după revenire de asemenea să le se ofere niște condiții cum ar fi de trai în căminul instituției pentru o perioadă determinată, un salariu pe potrivă odată ce acesta va implementa și va fi realizată educația centrată pe elev, ținând cont de toate politicile educaționale. Eu mai am o întrebare. Ce pași ați urma pe viitor ca să mărim numărul de elevi în instituția noastră? În primul rând am încercat să lucrăm cu toate gimnaziile din apropiere, vizite și realizarea parteneriatului cu diriginții claselor a nouă pentru ca să realizeze ore educative în orientare profesională ulterioară a elevilor. De asemenea, am realizat ziua ușilor deschise în care vom avea ateliere specifice pentru fiecare meserie pentru ca elevii să facă cunoștință cu meseriile care se studiază la noi în instituție. Promovarea atât prin mijloace mass media, pagina web a instituției, la radio, în ziar, am merge acele vizite să le realizăm chiar cu unii din viitorii absolvenți, ca ei să explice cum are loc instruirea la noi în instituții, ce ar apropia legătura și comunicarea elev la elev. De asemenea, am încercat să implicăm și agenții economici în acest proces care ar vizualiza nivelul de pregătire, dezvoltare, ar participa în realizarea acestor ateliere, deci nu vizită la agenții economici care sunt în teritoriu. Vă mulțumesc pentru răspuns. Mai sunt întrebări? Mulțumesc mult! Mulțumesc!